Domnul profesor Marius Mateaș și-a expus picturile în fața timișorenilor, expoziția Timișoara, o constantă europeană, fiind dedicată valenței europene a orașului de pe malul Begăi. Astăzi vorbim despre un set de teme, toate sub o denumire, aș zice, generoasă, Timișoara, o constantă europeană, pentru că are o conotație foarte largă, multiple valențe. De aceea am prezentat în expoziție peisaj de Timișoara, peisaj de lunga Timișului, natură statică neoclasică, ca să leg de tradiția Europei Timișoara, pentru că nu e nevoie de aportul meu aici. Suntem de foarte mult timp legați prin arhitectură, prin cultură, prin tradiție de Europa. Și în plus am prezentat și iluzii perceptive, o linie nouă care am abordat-o și sper să aibă succes. Am deschis un jurnal de impresii ca să primesc feedback de la public. Galeria Pygmalion, locul unde s-a desfășurat expoziția, a fost umplută până la refuz de doritorii care au vrut să ia parte la această expoziție. Am sentimentul că Timișoara este aici, spiritul Timișoarei este aici și faptul că iubitorii de artă s-au adunat astăzi în număr mare îmi dovedește că am avut dreptate cu titlul. Timișoara e o constantă europeană prin oamenii ei. Banii proveniți din vânzarea unor exponate vor fi dirijați în scop caritabil. Ca destinație, dacă se va vinde acest tablou, banii vor merge prin Episcopia Romano-Catolică către masa săracilor. Va fi dirijat pentru asigurarea hranei. De asemenea, timișorenii au avut ocazia să audă direct de la autorul lucrărilor ce înseamnă acestea în viziunea lui. Dacă priviți acest tablou, el este organizat sub formă triunghiulară și nu aș vrea să explic tot ce este aici, pentru că o să aveți poate plăcerea, curiozitatea să analizați micile mesaje în puzzle. Aș spune despre această mică pană albă, că este simbolul speranței.